Bun, am scurs feedback pentru springevents.ro. Îmi place mult designul. E un design modern, site-ul arată bine, e foarte îngrijit făcut. Tema este responsive. Dacă iau și modific site-ul la diverse rezoluții, se adaptează în funcție de context. Dispare meniul, da? Se poate vedea foarte bine și pe ecrane cu rezoluție foarte mică. Am testat cu GTmetrix și rezultatele sunt bune. Se mai pot face niște îmbunătățiri, dar sunt rezultate bune. V-am lăudat aici că adresa de contact ați lăsat-o la liber, pot să vă contactez și foarte rapid. Deci doar apăs și vă trimit un e-mail. E foarte bine. Și fotografiile, în general, din site arată foarte bine, cele pe care le-ați făcut voi. Astea sunt părțile bune. Cum puteți să îmbunătățiți? De exemplu, dacă deschid imaginea aceasta într-un tab nou și măresc foarte mult, se văd niște puncte care, dacă te uiți cu atenție și fără să vezi, așa, fără să dai zoom, ele se văd. Și aici e un paradox, că voi aveți pe prima pagină niște imagini enorme în slider, aveți multe fotografii mari care arată bine, deci probabil au o dimensiune destul de mare. Și vă preocupă foarte mult ca logo-ul să fie cât mai optimizat, dar se vede pixelaș. Se văd și aici niște mici dungi și poate ar fi cazul să puneți accent și pe calitatea logo-ului. Apoi eu nu recomand folosirea unui slider. Sunt păreri pro și contra. Am un articol, o să vi-l dau îl pun aici. Scrolling is better than clicking, se cheamă. În care zic că argumentez că e mai bine ca oamenii să facă scroll și să navigheze în diferite pagini ale site-ului decât să facă click. Și aici voi mă obliga să fac click sau să aștept, nu știu ce, aș fi preferat să fac scroll. Chiar dacă sliderele sunt foarte bine împământenite și sunt foarte folosite, nu le recomand întotdeauna. Textul de bun venit e bun venit, dar ar putea foarte bine să lipsească. Eu nu recomand folosirea textului de bun venit. E o stare de genul, hai să fim, e o chestie de politețe care poate să lipsească. Aici, în principiu, chiar dacă sunt publice și pagina voastră e publică și mesajul este public, nu e același lucru cu a posta pe un site. Adică diferența între a posta pe o pagină publică de Facebook și a lua chestia aia și a pune pe un site, chiar dacă e același termen, nu e, gradul de public e diferit. Ca să văd pagina, în principiu, e posibil să nu găsesc asta la Google și să nu ajung direct, dacă caut pe Google, să ajung direct la comentariu. Aici poate ajung. Nu. Deci sunt grade diferite și, în principiu, ar trebui să aveți acordul ca să faceți asta. Dar e la limit, adică poate fi ok, dar doar că na, nu sunt 100% împăcat cu ideea asta. V-ar folosi un canal de YouTube în care postați clipuri. Dacă aveți un canal în care doar spuneți ce ați făcut, nu este cea mai. Da. Și aici ați like videos, deci nu sunt ale voastre. Canalul de Vimeo, nu. Deci, ce v-aș recomanda eu legat de asta ar fi pur și simplu să scoateți butoanele de aici. Dacă aveți un canal pe care nu-l folosiți, e treaba noastră. Nu v-aș recomanda să-l faceți. Adică v-aș recomanda să ștergeți contul ăsta decât să lăsați 000 și eu să caut la Google Spring Events și cumva să dau de pagina voastră și să nu găsesc mai nimica. Adică aici, nu știu, cred că astea sunt poze de profil pe aici. Oricum, dacă mi-arătați aici 0 și făcut acum o lună și n-am făcut nimic, dacă nu aveți de gând să-l folosiți, mai bine îl ștergeți. Sau pagina depinde. Adică nu are sens, hai să facem 6 rețele sociale pe care nu fac mai nimic. Nu, alegeți cele pe care chiar le folosiți și din când în când postați. Postați o chestie de calitate. Și nu faceți prezență pe rețele sociale, au un link de la Pinterest. Nu are niciun sens. Legat de profilul de LinkedIn, ăsta e cont de user. Și eu dacă mă duc aici, are blocker report. Deci dacă
dacă cineva vă marchează ca spam, puteți, poate să fie șters. Eu nu vă recomand cont de companie pe utilizator, ci vă recomand fie să faceți companii, puteți crea companii sau grup. Asta, dacă cineva îmi dă ad cu dezvoltare personală, o să mă întreb care e logica ca eu să fiu prieten, să am conexiune pe LinkedIn, o companie, că nu e ceva tipic. Și nu vă ajută foarte mult, adică rezultatul în urma chestii alea, da, probabil dacă caut la Google, apăresc pe acolo, dar nu e atât de foarte relevant. Dezvoltare personală Spring Events. Apare și cu pagina de Facebook, adică nu e ca și cum am căutat ce a apărut cine știe ce și doar cu ăsta. Apare și ăsta, adică sunteți pe aici. Da, e primul, dar nu aș șterge contul ăsta. Bun, o altă chestie. Aici aș pune câte un simbol grafic, e o pagină lungă. Și aveți chestia care înseamnă edit, care nu prea are legătură, dar mă rog, să zicem. Adică ăsta nu are legătură edit cu relații de cuplu sau ăsta cu masculinitate. Sau cu, adică nu văd cum are legătură și cu feminitate și cum e pus așa o chestie. Și v-aș recomanda să puneți ceva grafică. Pentru că e o pagină lungă, e o pagină importantă. Aici descrieți ce faceți și mă ajută să scanez. A, machiaj, ok. A, în principiu știu ce e machiajul, dar cu toate astea mă ajută. Că de-aia și pun simbolul ăsta. E, în loc de simbolul ăsta, puneți o chestie specifică chestiei respective. Apoi, legat de sharing is caring. Eu dacă apăs pe Facebook, voi ar trebui să mă duceți la o chestie care să, deci n-ar trebui să, aveți, deci aici mai cere un click, eu trebuie să mai apăs o dată acum, da? E, nu e ok. Aveți asta, de exemplu, aici. Ăsta, dacă apăs acum, direct, am dat îmi place, da? Nu, n-ar trebui să mai fac nimic, pot să și recomand dacă vreau. Pot să dau și share, da? Deci, n-am, ăsta vă, așa ceva vă recomand să aveți. Ăsta e relativ inutil, pentru că, adică nu că e inutil, îmi cere mult, îmi cere să mă duc, acum să dau, pot să dau doar share, nu pot să dau like, nu știu ce. Ăsta e ceva foarte subtil. Am apăsat, s-a dus acolo, pot să mai scriu ceva dacă vreau, dacă nu pot să închid și tot așa. Și dintre rețelele sociale v-aș recomanda Facebook like și Facebook share, care sunt diferite, v-aș recomanda e-mail. Și astea două, nu știu, poate să le scoateți. Nu e obligatoriu. V-am zic că eu nu sunt mare fan. Cred că vă ajută puțin, nu că nu sunt eu mare fan. Deci fotografia de aici ar trebui să mă convingă că dacă vin la voi o să arăt cumva similar cu chestia asta. Și voi, asta pare o fotografie stock. I-am dat acum scot după imagine, n-am verificat. Da, deci dacă am făcut verificarea asta, găsesc că e plin internetul de imaginea asta. La fel origami. Eu ar trebui să vin la un atelier de origami, convins că în urma participării, da, deci poza asta e plin internetul pe ea. În urma 3 de origami. Participării o să învăț chestia asta. Și, da, dacă nu se întâmplă asta, acum, aia era 3 de origami și aici doar, mă rog. Bun, aici e o diferență între pagina de contact și cum aveți în footer. Aici aveți adresă la liber, aveți telefon, nu știu ce. Intru la contact, m-a speriat. Aveți contact, trebuie să mă lămuresc cu, că aici trebuie să completez ăsta, nu pot să fac click, nu pot să selectez, nu pot să nimic. Deși dau scroll și e același lucru mult mai bine. Și aici nu aveți niciun telefon de contact, nu aveți o fotografie. Sunt multe lucruri pe care le-ați putea face mai bine. V-aș recomanda harta asta să fie mai mare, pentru că nu mi-e clar exact unde e zona respectivă. Dacă ar fi harta mai mare, m-aș lămuri. Deci mai mare nu înseamnă neapărat zoom-ul ăsta, cât înseamnă spațiul ăsta să fie mai mare. Și toată pagina pare mult mai puțin investit în ea decât ce e aici. Iarăși, la aici v-ar avea sens să puneți rețelele sociale și, în general, să fiți reali. Da? O să dau un link cu cum se face pagina de contact. Și legat de blog, e un limbaj care are tendința să fie
nu știu, cumva protocolar și oficial, dar prin asta să nu iasă foarte bine transmiterea unui mesaj personal. Adică, nu știu, e un limbaj care mă face să citesc greu și să înțeleg, să ajung greu la idee. Nu intrați în exemplu, aici e așa, la modul abstract, nu știu. Eu nu sunt fan, nu înseamnă că nu e așa și aici, nu știu, în opinia mea sunt niște generalități și le citesc și nu am învățat mare lucru normal. Îmi place că aveți o fotografie personală. Da. Tinerii adolescenți. Da, e ok, nu știu ce, dar m-ar ajuta să-mi ziceți, uite, am fost, nu știu ce, e util ăsta. Da. Deci, aș intra în, asta aș face, în studii de caz personal, ce am învățat eu. Fie să dau niște chestii practice, de genul, pași concreți. Fă următorul lucru, A, B, C, D. Dacă faci A, B, C, D, o să se întâmple nu știu ce. Sau, din experiența mea, în urma faptului că am făcut nu știu câte lucruri până acum, am învățat următoarele lucruri. Și voi scrieți asta când lucrez cu copii, scrieți asta aici. Dar după aia începe generalitatea și aici ar trebui. Am lucrat cu un băiețel, acum trei nu știu ce. Și avea următoarea situație. Și uite ce a făcut și ce poveste și nu știu ce. Un studiu de caz e mult mai personal și mai puternic, în opinia mea, decât când lucrez cu copii, nu știu ce se întâmplă. Aici pare un fel de definiție. Da? Aici așa, deci, mama e o definiție, asta aduce și face, aici e o clasificare, există asta, nu știu ce. Da, în principiu e util până la urmă să citești și o definiție și o clasificare, că îți vine câte o idee. Dar era mult mai util dacă, ok, ce fac concret? Așa? Sau am aplicat eu personal sau am văzut niște oameni aplicând de ce scrie aici și s-au obținut următoarele lucruri. Da, te invităm la workshop. Mă rog. Aici e o clasificări. Da, nu zic că nu-i neapărat, nu poate să nu fie bine, dar uneori poate fi mai, mult mai bine să faceți altceva. Aici categoriile, eu personal le pun, cum am spus, arhivele așa pun și categoriile. Nu înseamnă că e cea mai bună idee, dar aici ar trebui să aveți pagină de autor, nu categorie. Adică tema, nu e ok să ai tema asta, tema blog și tema Mihaela. E ceva în neregulă. Și iarăși, cred că toate sunt blog, nu știu. Categoriile ar trebui să fie teme pe care scrieți, autorii să aibă pagina lor cum și au. Și asta, deci dacă vreți să-mi dați link doar la Mihaela, nu știu ce, să ai pagina de autor undeva, o fotografie și fă click acolo. Asta ar fi util. Aici, acum aveți categoriile, ori citești creativitate, ori citești pe Mihaela, îi sună așa un pic nepotrivit. Data articolelor este mai puțin relevantă pentru profilul vostru de blog. Eu nu aș merge pe data. Adică pot să citesc articolul ăsta și peste 6 luni, că cred că mi se aplică. Nu se mai aplică invitația la workshop, dar în principiu mi se aplică tot ce scrie în articol. Sau mare parte, 90%. Altfel, un blog bine făcut, îmi place. Poate ar traduce mai mult unele lucruri în engleză, adică web. Web, adică poți să scrii site web sau website, știi? Sau sharing is caring. Da, asta e grafica care vine standard, dar poți să scrii, sunt unele lucruri care chiar ar fi simplu de pus în limba română. Te afli aici home. Nu știu. E foarte răspândit și acasă. În fine. Un site, în principiu, bun. Mi-a plăcut cum arată. Îmi place atmosfera pe care degajă. Atelierele pare interesante. Succes!